Materia mea preferată este matematica, deoarece se ocupă cu numere, calcule și sunt pasionat de așa ceva. Astăzi am susținut o lecție de trigonometrie, cercul trigonometric, în care am aplicat într-adevăr aplicațiile Google. În cadrul orelor de matematică, utilizarea acestora este facilă atât pentru elevi cât și pentru profesori, pentru că se pot transmite conținuturile rapid. Elevii pot transmite la rândul lor rezultatele unor activități, unor exerciții, unor aplicații, iar corectarea calculelor, greșelilor se poate face rapid de către profesor, ceea ce s-a întâmplat și astăzi în cadrul orei de matematică. Ora de matematică la laborator a fost interesantă și mai ușoară decât cea clasică. Am înțeles mult mai bine. Pe parcursul lecției, cercul trigonometric, am utilizat Google Slides. Copiii au citit despre istoria numărului pi, apoi au căutat cu Google Search poezii referitoare la acest număr, astfel încât să determine numărul de decimale referitoare la literele care apar în cuvântul numărului pi. Am învățat despre pi, în primul rând, am citit câteva poezii, am aflat că se celebrează ziua piului. I-am pus să măsoare lungimea cercului, diametrul cercului, am făcut împărțirea lor și folosind Google Docs am reușit să determinăm valoarea aproximativă a numărului pi, așa cum și matematicienii pe vremuri lucrau. Fiecare dintre colegi, elevi, puteau vedea ceea ce a lucrat celălalt și astfel am putut să premiem pe cel mai apropiat de valoarea reală al 3,14 a numărului pi. Apoi am continuat practic utilizând Google Drawing, în care s-au distrat și într-adevăr au înțeles mult mai bine noțiunea de arc, arc orientat. Le-a plăcut ideea de a desena acele arce de cerc cu Google Drawing. Putem să desenăm mai rapid, mai ușor și mai frumos. Cu creionul nu ne ies întotdeauna cercurile, pătratele și toate figurile geometrice. Întotdeauna utilizăm pentru teme. Nu este singura lecție în care am utilizat aplicațiile. Temele pentru acasă, într-adevăr, sunt lucrate cu Google Forms și trimise pe Gmail.